prima dată am auzit de Dumnezeu de la tatăl meu pe la vârsta de 3-4 ani. Eram într-o țară comunistă care nu prea se vorbea de Dumnezeu și el totuși mi-a zis să există. Însă toate cunoștințele mele au rămas doar la acest nivel. Rugăciunea Tatăl nostru am învățat-o în vreo 3 ani, urmărind filmul Iisus de Paști și în fiecare an am învățat câte ceva. Mersul la biserică, duminica, nici nu exista așa ceva. La biserică mergeam doar la un botez, la o nuntă sau la o mormântare. Nici de Paști nu mergeam la biserică. Am fost, înainte să-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu, cred că am fost într-o noapte și am stat de Paști și ne-a și plouat. Cam asta a fost povestea cu mersul la biserică și Dumnezeu. Însă în inima mea aveam această căutare. Priveam cerul înstelat, la un moment dat au fost și chestiuni legate de ghicire, vrăjitorie. Deși tatăl meu credea în Dumnezeu și eu am auzit pentru prima dată despre Dumnezeu de la el, el avea un obicei de a afla viitorul din cărți. Mergea la ghicitori în cărți, am participat și eu de câteva ori. Ele mai făceau și descântece, eu vedeam ce se întâmplă, cum oamenii tremură, efectiv, din cauza, acum pot să spun, a celor duhuri rele, ce se întâmpla în viața lor. Și una dintre acele femei care ghiceau în cărți, la un moment dat mi-a spus că ceea ce văd la tine, tare mi-aș fi dorit să aibă și copiii mei. Ea avea copii, dar probabil nu era atât de bine ce vedea ea pentru ei. Se referea la viitor. Se referea la viitor. Și pe la vârsta de 16 ani, mie îmi plăcea sportul și la un moment dat în parc, în orașul în care locuiam, era o comunitate de oameni creștini. Eu nu știam cine sunt, ce fac, dar am jucat fotbal împreună și s-a întâmplat un accident la un băiat, și-a rupt piciorul și noi l-am cărat în brațe vreo 2 km. Nu puteam să chemăm ambulanța, nu știu de ce, nu erau telefoane mobile ca și acum disponibile. Și stând acolo cu ei în spital, din mai mulți câți eram dintre prietenii mei, am început să vorbim despre Dumnezeu. Ei, acela a fost momentul când ei m-au invitat la o biserică în care să-mi spună că se studiază cuvântul, se trăiește conform cuvântului. Am acceptat, pentru că cu jumătate de an înainte am început să am căutări în inima mea. Nu era internet, nu aveam pe unde să caut lucrurile, singura sursă de informație era ori biblioteca, orice emisiuni mai erau la televizor. Din acea zi, eu am rămas cu ei, iar legat de partea asta de vrăjitorie, ghicire, când am venit în biserică, mi s-a arătat foarte clar că genul acesta de vorbe semănau mai mult a blesteme, și o să spun mai încolo de ce. Uh-huh. Și am spus așa: Doamne, eu renunț la tot ce mi s-a zis, la tot viitorul strălucitor și frumos și cum o fi el, cu poziții, cu funcții, cu bani, cu averi, nu contează. Cel mai important este să te am pe tine în viața mea. Așa-i. Și niciodată nu m-am mai întors la acele vorbe, doar să le spun că uite așa a fost și am renunțat la totul, pentru că adevărata comoară pentru mine a început să fie Dumnezeu. În mașină, eu deseori mergeam cu el, cu mașina, și chiar noi călătoream noaptea. Cât eram aproape de localitatea noastră, el m-a învățat să conduc de mic și când mergeam undeva mai departe, la peste 50-60 de kilometri, el stătea în dreapta mea și întotdeauna mă făcea atent, conduc mai cu grijă. Ei, după ce am murit, mi-am dat seama de ce el spunea aceste lucruri, pentru că știți, este o glumă. La un moment dat, doi soți care s-au căsătorit, care au avut căsătorie înainte, întreabă unde sunt copiii. Și li s-a zis că ai tăi și ai mei bat pe-a noștri. Ei, eu sunt așa a nostru. Cumva tatăl meu a mai fost căsătorit și eu mai aveam două surori. Din acea căsătorie, el avea două fete și când se întorcea de la un drum mai lung cu una dintre surorile mele, a avut loc un accident și a murit și tatăl meu și sora mea și copilul ei mic și șoferul din acea mașină.
Iată la ce duce blestemul. Pentru că, deși am venit în biserică, eu am început să-i spun că aceste lucruri nu sunt bune, Dumnezeu este împotriva acestor lucruri. El a început să se deschidă, chiar aveam niște discuții interesante. Ceea ce am observat este că răspunsurile pe care îi le dădeam, era sigur că era o revelație. Nici eu nu mă așteptam să-i pot răspunde așa, dar Dumnezeu descoperă aceste lucruri. Practic s-a trasat linia clar unde este blestem, unde este binecuvântare, unde este viață, unde este moarte, unde este credință adevărată și unde este religie. Și slavă Domnului, eu am aflat acest lucru, ce înseamnă viața adevărată cu Dumnezeu și ce înseamnă o viață în chinuri fără Dumnezeu. Pentru că în urma acestor vizite la ghicitori, s-a zis că cineva a făcut niște farmece pentru viața mea și m-a întrebat la un moment dat că auzi voci, eu nu mi-am dat seama până atunci, dar analizându-mi viața și ce se întâmpla, chiar auzeam că mi-a zis așa, că dacă te strigă cineva să nu ieși afară, mai ales noaptea. Cumva nu erau oameni, ci erau niște duhuri. Și într-adevăr, la un moment dat am auzit că cineva m-ar fi strigat, dar eram învățat că nu mă duc. Bine, nu eram în biserică atunci, dar am văzut diferența clară. Pentru că nu aveam nici pace, nici liniște. Și apropo de asta, chiar de câteva ori am simțit chiar pe pielea mea cum Dumnezeu m-a salvat. Eu odată am văzut chiar moartea cu ochii, în sens că m-am oprit cu jumătate de metru înainte unei prăpăsti. Am alunecat prin munți, am deviat de la traseu, mi se părea că fac sport, că fac mișcare, dar am alunecat și când m-am oprit și m-am întors era o prăpastie de 30 de metri și am văzut că Dumnezeu de mic oferea protecția lui mie, deși eu nu-l cunoșteam decât la nivelul de Tatăl nostru și ala pe jumătate. Da, este foarte interesant ce povestești, pentru că este atractivă această căutare a afla viitorul cu ajutorul ghicitorilor, cu ajutorul celor care se ocupă cu asta. Și este interesant cum tu, ca și copil, l-ai ales pe Dumnezeu. Ceea ce vreau să înțeleagă telespectatorii noștri este că nu este un destin obligatoriu acela care îl spun ghicitorile. Adică poate fi evitat. Eu zic că da și la un moment dat m-am rugat și am zis, Doamne, dar cum se întâmplă? Pentru că eu am văzut anumite lucruri pe care le spuneau ghicitorii și ele se întâmplau în viața celor apropiați mie. Exact. De exemplu, tatăl meu, el a murit în accident. Apoi este o altă soră, adică a treia soră, care e soră după linia mamei, i s-a zis că tatăl meu pe toți îi ducea acolo, așa era pasionat, s-a zis că vei avea un accident, nu știu cum, și într-adevăr a avut un mic accident de mașină și s-a întâmplat. Și atunci eu mi-am pus întrebarea, Doamne, cum se întâmplă că ei spun prezentul, ei spun trecutul și ei îl cunosc și cum de spun și viitorul? Și atunci am primit o înțelegere mai profundă, pentru că trecutul îl știe toată lumea, îl știe și Dumnezeu, îl știe și Satan. Prezentul la fel, îl știe toată lumea. Îl știe și Dumnezeu și noi trăim într-o lume, deși materială, dar lumea duhovnicească, ea vede mult mai multe și mi-am pus întrebarea, cum de ei știu viitorul? Și mi-am dat seama că este cumva diavolul când a venit la Iisus, el a ispitit prin cuvânt. Și atunci diavolul oferă o minciună, omul începe să creadă și Biblia spune, după credința ta ți se va da ție. Exact. Și chiar dacă diavolul spune o minciună, omul, neavând o relație bună cu Dumnezeu, o relație corectă, începe să creadă acea minciună. Și iată că după credință ți se dă ție răul pe care îl crezi. Și atunci când l-am cunoscut pe Dumnezeu, am spus, eu mă lepăd, indiferent de ce mi s-a spus, bun sau rău, pentru că eu vreau să am un destin pe care îl oferă Dumnezeu, nu pe care îl oferă cel rău. Pentru că acel destin, dacă stau și mă uit, poate fi să fi fost o momeală.